E primăvară, iarăși primăvară, e fiecare mare de făgaș. Suntem strămoșii de zicări afară, de ghioci. Maestrul cofetar Consuela Chiriță iubește primăvara și de aceea a creat simboluri inedite ale anotimpului reînvierii naturii. Când am pășit în laborator, am avut senzația că primăvara s-a născut acolo. Asta pentru că mărțișoarele ne-au invitat să ne ducem cu gândul la un nou început, dar de această dată dulce. Iubitorilor de dulciuri ne-am gândit să le creăm mărțișoare dulci cu elemente care să... care prevestesc venirea primăverii, desigur, gărgărițe, trifoi, potcoave, elemente aducătoare de noroc, la fel, floricele, timpurii, ca și ghiocei, frezii mici sau lăcrămioare, toate montate pe mici blazoane. De ghiocei, de gri, de primăvara aceasta le-a dat de lucru cofetarilor. În acest laborator se lucrează încă de dimineață pentru realizarea mărțișoarelor dulci. De exemplu, un astfel de produs este gata în aproximativ 15 minute. O să vă arăt acum cum să facem un mărțișor din zahăr, din comestibil. Aici avem un șnuruleț creat din pastă de zahăr sau marțipan. Întindem, sucim două șnurulețe, unul alb, unul roșu, pe care le împletim și îl ansamblăm ca o fundiță. După care ne facem mici baze, rotunde, dreptunghiulare, pătrate, depinde de ceea ce dorim să amplasăm peste. Decupăm anumite forme inimioare sau montăm floricele din pasta de zahăr, fluturași, elemente ce simbolizează vestirea primăverii. Sunt strămoșii, degetele afară, de ghiocei, de gri, de toporași. Consuela Chiriță, cea care conduce echipa doamnelor talentate, reușește să facă minuni dulci. Ea a studiat 400 de ore de design în arta decorării dulciurilor în Statele Unite la French Culinary Institute, o școală de top renumită în New York. Aici ne-am gândit să facem o lăcrămioară. Da. Și facem tijele subțiri. Da. Și după care să ne formăm noi budii mici din pastă albă, reprezentând florile noastre mici de lăcrămioară. Rând pe rând, figurinele prin forme. Domnii pretențioși se pot lăuda acum cu surprize de primăvară ce ies din tipar. E primăvară, iarăși primăvară, fiecare margini de făgaș. Suntem strămoșii de zicări afară, de ghiocii, de gri, de tot.